e pe care să înceapă meeting-ul împotriva măsurilor aberante legate de pandemie, pe care participanții o denumesc plandemie, de la plan. De această dată, jandarmeria nu a mai permis amplasarea unei tribune în mod ilegal, amplasarea de boxe, de generator electric. Să mergem puțin să vedem cine a venit. Observăm prezența televiziunii progresiste Digi24, după logica jurnalistului Mălin Bot, ar însemna că cei din piață sunt cu Barna. Barna merge la Digi24, Digi24 a venit să filmeze aici. O logică similară am văzut la meeting-ul din 15 mai, când venise Realitatea sau Antena 3, nu mai știu, una din ele. A fost prezentată următoarea logică: dacă Realitatea sau Antena 3 sunt la un meeting, înseamnă că cei din piață sunt cu Dragnea, care a venit la televiziunea respectivă. După aceeași logică, cei din piață sunt cu Barna. Barna vine la Digi24, Digi24 a venit aici, prin urmare, logica e completă, oamenii ăștia sunt cu Barna. Hai să mergem mai departe, să vedem cine a venit. Îl vedem pe domnul Grăjdeanu, de la Frăția Ortodoxă. Domnul Mărcuș întotdeauna vrea și dânsul să dea un interviu. Păi eu, că și în secția aia. Îl vedem și pe George Simion, pe care aud eu târziu. Aici trebuie făcută o precizare. Organizatorii protestului, practic, sunt Pompiliu Dipran și Luis Bratu, nu domnul George Simion sau domnul Mărcuș, cum au speculat ziarele progresiste. Mai vin și alți manifestanți cu steaguri. S-a adunat aproape 100 de persoane, aș spune. Domnul Bălan, de asemenea, e prezent. Probabil acolo, lângă fântână, nu se aude mare lucru. Sunt prezente și impresionante forțe de ordine, nu numai aici, ci și în fața Teatrului Național. Puțin mai devreme, cred că erau mai mulți jandarmi decât participanți la meeting. Aici sunt trei dube, mai încolo este una și mai sunt și vis-a-vis de Teatrul Național. Trebuie spus că în Constituția României nu există decât două stări. Starea de urgență nu este una dintre ele. Iar drepturile fundamentale nu pot fi interzise, precum dreptul la întrunire, la manifestarea liberă a opiniilor. A venit cineva și cu un bucium. Foarte frumos. Drepturile fundamentale nu pot fi interzise în afara Constituției. Dacă este starea de război sau starea de urgență, pot fi îngrădite anumite drepturi. Starea de alertă au scos-o ei de undeva. Și ceea ce e cu atât mai amuzant este că a fost scoasă de guvernul PSN în timpul mineriadei.
ea nu există în Constituție și nu are în spate ei un, o susținere constituțională. Mergând printre ziariști, observăm o chestie foarte interesantă. Unii poartă mască, alții nu poartă mască. Dar întotdeauna reporterii care vorbesc în fața camerei poartă mască. Toată lumea așteaptă să se întâmple ceva. Se pare că domnul Pompiliu Dipuran a fost nevoit să se deplaseze la domiciliu și să aducă o boxă fără fir. Deoarece jandarmeria a interzis prezența în piață a boxerilor cu generator. Cam asta este atmosfera aici, probabil voi încheia această înregistrare. Avem acolo și niște băieți de la jandarmerie în civil. Vom încheia această înregistrare și urmează să facem alta în momentul în care încep discursurile. Este un zgomot destul de mare de la fântâna arteziană. Să sperăm că s-a înregistrat ceva și mă puteți înțelege. Să ne închinăm unde vrem noi, fiind creștini. Avem un șomaj de aproape 6%. Doar mergând puțin pe aici, vedem că sunt oameni care transmit chestii total diferite pe Facebook. Unii vorbesc de șomajul de 6%, alții vorbesc că ar fi vrut să meargă la pelerinajul de la Sfânta Paraschiva și recomandă domnului Arafat să interzică pelerinajul la Mecca. Până la această oră, meeting-ul este complet pașnic și se poate spune chiar că oamenii păstrează oarecare distanță, în afară de cei care au venit în grupuri. În grupuri, deci vedeți, în grupuri.
în momentul de față se pare că se întâmplă ceva. Liberta!
Deci mai devreme s-a încercat să se aducă o platformă și jandarmii au intervenit oarecum brutal să oprească aducerea platformei. Come on.
provincie, București mai mic. În ciuda tuturor restricțiilor a fost montată scena. Vă mulțumesc foarte mult! Mai trebuie să 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 mai trebuie
prindeți microfoanele. Bine, foarte bine. Prindeți microfoanele. Sunt în mașină. Auzi? Hai, trimite mașina voastră. Așa. Cineva ne-a întrebat dacă suntem jurnaliști independenți, că nu discută cu presa mainstream. O să închidem să conservăm bateria. Revenim cu un alt reportaj.